Anunț rapid că invitatul primei ore a emisiunii Sub semnul întrebării este primarul sectorului 3, domnul Robert Regoiță. Vă salut, domnule primar, bine ați venit, mă bucur să vă revăd, m-am văzut de o grămadă de vreme. Și mă gândeam că nu veniți la emisiune. Bă, ieri mă pentru gândeam, invitație, de ce să nu vin la emisiune? Nu știu, mă gândeam că ieri când a apărut povestea aia cu Robert Negoiță trimis în judecată de DNA cu scandal, o să discutăm despre contractul ăsta cu salubrizarea, zic, să vezi că nu mai vine la emisiune, că eu făcusem invitația cu producătorul, de fapt, cu zile înainte de a apăra această știre. O săptămână și. O săptămână și ceva, da. Mă gândeam, zic, să vezi, zice, nu mai vin, că acum e scandalul cu salubrizarea, cu contractul, cu așa mai departe. Da. A zis DNA-ul că e vorba de prejudicii mari, de tot peste 500 de milioane, de ce e acolo, de fapt, în toată chestiunea asta? Ați prelungit un contract de salubrizare cu Rosal. Aia mai e firma lui Prigoană? Nu știu, că nu-i problema mea cine, ce acționarate are Rosalul, dar dacă e să discutăm de ce a spus dumneavoastră că a explodat ieri în presă, da, o chestiune, că de la ce... A apărut și stenograme, am văzut. Da, foarte corect. Erau astăzi discuțiile din ședința de Consiliu Local în care, sau deci comisie de Consiliu Local în care se discuta povestea cu salubrizare. Domnul Turcescu, care e știrea? Toate înregistrările sunt de pe site-ul primăriei. Corect. Da. Totul e pus pe site-ul primăriei, pe canal de YouTube, adică nu e niciun secret în toată treaba asta, pe de o parte. Pe de altă parte, eu am mai fost odată într-un dosar recent, 11 ani cercetat. Cum 11? Tot așa. Fix așa. 11 ani? Din 2009 în 2020. Cercetat așa, pentru evaziune fiscală pe niște sume tot așa de nu le puteai înțelege, de nu puteai număra zerourile. Când a început urmărirea penală și când am fost, a scris toată presa cu toate știri cu d-astea. Când a fost clasat dosarul... S-a clasat dosarul ăla? Da. Pe motiv era că nu plătiseră taxele la stat, că evaziune fiscală, da, că bancrută, că spălare de bani, da, că tot. S-a clasat pentru că faptele nu există. Bun. N-a scris nimeni nimic. Nu că nu s-a dat o știre. Nu s-a scris nimic. Nu a interesat, nu a interesat pe nimeni. Păi nu mă miră. Ieri a fost plin că Negoiță care a dat să arunce. Da, domnule, într-adevăr. Știți care e prejudiciu? Plata făcută către cel care a prestat. Credeți că a contestat cineva prestația? Nu. Niciodată. Nici Curtea de Conturi și nici DNA. A, deci prejudiciu. Dar spune, domnule, au muncit ăia, dar nu trebuia să-i plătești. Mm-hmm. Păi și ea mai munceau dacă nu-i plăteam? Mm-hmm. Sunt multe lucruri, sunt absolvent de drept, dar sunt multe lucruri pe care n-am cum să le înțeleg. Și printre ele, domn Turcescu, știi ce nu înțeleg eu? Noi am desființat contractul ăsta, am renunțat la el de acum 4 ani de zile. Avem două sectoare din București care merg pe fix aceleași contracte. Dânsii n-au nicio problemă. Cine? Ce sectoare? Sectoarele 2 și 6. A, 2 și 6? Da. Au aceleași... Fix aceleași contracte de acum 20 de ani. N-au nicio problemă. Pe tarife mai mari decât cele pe care le avem noi. Bun, dar vreau să înțeleg. În contractul ăsta trebuia să organizați o licitație? Erați obligați să organizați o licitație? Nu puteam, domn Turcescu. De ce? Pentru că n-aveam atribuții. Atribuțiile le-am primit ulterior, când am și făcut-o. Am fost primii care am făcut-o. Noi, sectorul 3. Noi suntem primii care au renunțat la contract. N-aveați atribuții pentru că era la primăria generală? Care exact. Era. Aha. Până s-a aprobat legea 101 care dădea atribuții la sector. Și atunci noi am trimis, am renunțat și la proces și am renunțat și la contract. Vreau să înțeleg un lucru. Când se fac, acum, în general, în speța asta, în care acum sunteți trimis în judecată împreună cu nu știu câți directori din primărie, 5-6, dar nu asta e ideea. Bănuiesc că înainte de a se întocmi dosarul ăsta și procurorii, v-au chemat la niște audieri, nu? V-au întrebat, v-au trimis. Nu, domnul. Nu pot să cred, domnul. N-au fost curioși, păi să știe părerea mea. Dacă vă spun, eu am spus că vreau să mă duc să dau declarații. Nu m-au chemat, nu m-au primit, nu, nu. Păi de ce? Cum pot să vă răspund la întrebarea asta? Păi nu știu, să vă fi dat un răspuns. Domnule, vreau să vin și eu cu niște lămuriri. Adică te trezești la unde trimis în judecată, am înțeles. Dar am văzut noi în filme, da? Că înainte să ți-o trimită un dosar în instanță, ăia vin procurorii și îl întreabă. Îl iau pe Negoiță, îl iau pe Popescu, pe Turcescu, îl întreabă, bă, ai furat. Și tu vii și spui, domnul procuror, n-am furat, domn. E prea așa. Nu, domn Turcescu, da. Nu m-a acuzat nimeni că am furat nicio secundă. Nu m-a acuzat că am furat nimic. Zice că e venit... Prejudiciu când scriu ăștia prejudiciu de 570 de milioane de lei... V-ați uitat în dosar? Păi nu m-am uitat în dosar, m-am uitat în ce scrie presa, să sparie gândul, zici, domnule, 570 de milioane de lei... Pentru că i-am plătit pe cei care au prestat vreme de 7 ani de zile, adică sau 6 ani de zile. Nu i-ați luat să-i băgați în buzunar. Nici o secundă nimic, este folos necuvenit în favoarea celor care au prestat timp de 6 ani de zile, an de an, cu tot ce înseamnă salubritatea în cel mai mare structură de salubritate din țară. Mai mare decât sectorul 3, nu există nimic în țara asta ca structură de salubritate. Da, pentru mine este... Dacă însă procurorii și în dosarul ăsta dau kicks,
Da? De-aia să duce, iertați-mi expresia, dracului, toată justiția din România, te trezești la un moment dat, zici, păi apar, am trăit asta. Da, eu însumi în emisiune de televiziune am anunțat că, așa ziceau procurorii, avem un dosar cu prejudiciu de cutare, a furat, a făcut, a cutare. Trec ce, un an, trec doi, trei, cinci ani și la un moment dat venea ăla din dosar și mă suna. Știți cine sunt eu? Cine? Popescu, pe care l-ați făcut în emisiune de televiziune Hoțul Hoților. Azi am primit achitare în legătură cu dosarul cutare. Da. Mă rog, nu știu, vom vedea cum se pasă. Avem nevoie, domnul Turcescu, de justiție în această țară. Este mai mult decât evident. Normal că avem nevoie. Cine a zis că n-avem? Felul în care facem justiție. Da. Eu mă rog așa, să le dea Dumnezeu sănătate tuturor celor care măcar vor să facă dreptate în țara asta. Și cred eu că există această lege a naturii în care fiecare plătește după faptele lui. Știți cât de liniștit sunt pe dosarul ăsta? Pentru că știu exact ce am făcut și am să dau declarații și am să cer să dau declarații sub poligraf. Adică acel aparat de detectat minciuni. Am cerut colegiul să spună adevărul și doar adevărul. Nu există nimic în acest dosar. Când zic nimic, credeți-mă, nu există nimic în neregulă. Repet, permanent am solicitat și am intenționat să îmbunătățim tot ce înseamnă partea de salubritate, pentru că este o componentă importantă din tot ce înseamnă activitatea unui oraș. Că a fost o perioadă lungă de timp în care legea nu ne-a ajutat, repet, noi nu puteam să facem licitație pe chestia asta, desfințăm contractul ăla pe care nu prea puteam să-l desfințăm pentru că nu puteam. De o chestie care se va rămuri în instanță, sper din suflet. Și vă spun o chestie. Deci nu puteam să faceți licitație și dacă îl desfințați la un moment dat, dar nici nu puteam să desfințați. Nu putea să faceți practic un alt contract și rămâneau gunoaiele cum am trăit noi. Domnul Turcescu, era prelungit de către, nu de către noi, ci de către cei care l-au făcut, adică Primăria Generală, până la aprobarea strategiei de salubritate pe București. Strategie care a fost aprobată mult după aceea, după ce mi-a renunțat oricum la contract. Repet, așa era prelungit el. Era un proces în instanță, dar vă spun o chestiune, o experiență personală. Am fost acum vreo 5 ani de zile în Statele Unite. Așa. În vizită oficială. Printre întâlnirile pe care le-am avut acolo, am avut întâlnire și cu un judecător și doi procurori de la High Court din New York. Am văzut că și domnul Trump tocmai vizitează ceva procurori la același High Court din New York. Și în discuția pe care am avut-o acolo, am avut și o întrebare de adresat domnului judecător și domnilor procurori. Repet, High Court din New York este cea mai înaltă instanță din Statele Unite. Nu există altceva mai sus. Și am zis, domnule, vă rog să-mi comentați declarația pe care a făcut-o domnul președinte, care era încă președinte în exercițiu, după ce câștigase Donald Trump. Trump, dar nu depusese jurământul, nu era încă președinte, era președinte ales, nu efectiv, nu în funcție. În funcție, exact. Da. Declarația domnului Obama, care este publică, spune așa, sper ca președintele ales, domnul Trump, să se poată abține să folosească justiția împotriva fostei contracandidate, doamna Hillary Clinton. Pentru mine e o declarație surprinzătoare, care nu vine din partea unui jurnalist, nu vine din partea unei persoane care reprezintă vreun ONG. Nu, domnule, vine din partea celui mai informat, cea mai informată persoană din lume. Corect, da. Președintele Statelor Unite la finalul celui de-al doilea mandat. Adică nu era în prima săptămână în care nu prea își dădea seama ca în ce se întâmplă. Vă rog frumos să-mi comentați și mie declarația asta. Și ce mi-a răspuns? După o perioadă de pauză în care și-a adunat gândurile. Zice, domn primar, zice, chiar domn președinte, că eram președintele Asociației Municipiului, conduceam delegația, zice, adevărul este că presiuni politice sunt și la noi în Statele Unite. Aha. Ține de maturitatea sistemului și de calitatea umană a celor care exercită actul de justiție pentru a face față acestor presiuni. Corect, da, evident. Bun. Așa că nu avem sisteme, suntem pe planeta asta, nu avem sisteme. Apropo de întrebările pe care dumneavoastră, pe bună dreptate, mi le adresați, cum se poate așa? Iată că din nefericire se poate. Să sperăm totuși că... Când trimiți un dosar în judecată, ori îl trimiți beton, ăla l-ai trimis acolo, să n-ai niciun fel de emoție, când spuneți că nu te cheamă un procuror la un moment dat să zici și tu două vorbe, să spui miau, miau, da? Dom'le, n-am furat. Uite, n-am o dovadă, uite, nu te mai chinui. Îi pui pe alții să organizeze ședință de judecată, poate vine ăla la un moment dat învinuitul și zice, dom'le, n-am nicio problemă.
Și tu, procurorul, te mai gândești. Mă rog, vom vedea, asta e chestia. Dar am trăit multe în anii ăștia. Sectorul 3 și salubrizarea m-a dus, povestea asta cu salubrizarea în sectorul 3, m-a dus cu multe să discutăm puțin, măcar un pic, dacă se poate, despre această problemă a banilor care se învârt în această zonă a salubrizării la nivel de capital. Dom'le, sume foarte mari, domnule primar. Și la sectorul 3, că am văzut, da, și așa. Și la sectorul 1, că a fost scandalul cu doamna Clotilde, am văzut și acolo despre ce sume este vorba. Vine și vorbește și primarul general, mai vorbește și ceilalți primari de sector. Și cu toate acestea, Bucureștiul, în, sigur, cu mici excepții, e un oraș murdar. De ce e un oraș atât de murdar dacă totuși se învârt niște bani și încă foarte mulți în salubrizare? M-am uitat și eu la alte orașe din lume în care călătorim cu toți. Dom'le, parcă arată ceva mai bine așa, nu? Sumele, dacă tot fac chestia asta de ceva timp, să știți că m-am interesat foarte mult la ce se întâmplă în lumea așa, în general, și în lumea civilizată în mod special. Să știți că ce cheltuim noi pe salubritate în București e un fel de peanuts așa pentru ce se cheltuie pe salubritate în orașele semnificative din această lume. Și haideți să vă dau doar un singur exemplu. Da, unu. Hai să vă dau două, trei. Orașe similare cu sectorul 3, care au pe acolo jumătate de milion de cetățeni. Ca de exemplu Haga, ca de exemplu Washington, ca de exemplu Oslo. Știți cât au bugetele față de sectorul 3? De la de 20 de ori în sus. Nu 20%, nu. Suma sectorului 3 ori 20, ori 25, ori 30 dacă e vorba de Washington. Da, dar uite, dacă e vorba de Oslo. Pe o sumă similar, pe dacă e vorba de Oslo, cetățeni, mă rog, număr de cetățeni similar. Gunoiul ăla de Oslo care este adunat, este dus la un incinerator, din câte mi-aduc eu aminte, așa, și se încălzește orașul cu gunoiul ăla care e ars, de exemplu, da, din orașul respectiv. Da, domn Turcescu, noi de ce nu avem așa ceva? Poveste? Habar n-am, nu știu, vă întreb. Pentru păi că voi nu mă întrebați? Răspunsul domnul Turcescu este că noi, sectoarele, nu am putut face treaba asta. De ce? Atribuțiile prin lege au fost la Primăria Generală. Finanțările toate și au fost, din fericire, din nefericire, n-au fost accesate. Toate au fost alocate exclusiv pentru Primăria Generală. Care a făcut ce vedem astăzi? Domnule Goiță, aici nu pot să mă abțin și să zic. La Primăria Generală a fost doamna Firea. Aia n-a fost doar doamna Firea. Înainte de doamna Firea, a fost domnul Oprescu. Păi aveați linie de comunicare cu oamenii ăștia? Că dacă ar fi fost, nu știu, prindeați mandat pe vremea lui Băsescu, Geangă poate era certat cu el. Da, sau pe vremea lui Videan. Dar au fost oamenii, cum să spun, de stânga, oameni cu care putea să discutați. Cu care ați avut chiar o relație la un moment dat foarte bună, dacă mă refer la doamna Firea, de exemplu. Nu mai aveți, dar mă rog, ca idei, vreau să spun că de ce nu s-au întâmplat lucrurile astea? Pentru că nu le-am putut face noi. Nu le-am putut face noi. Și o chestiune, comunicarea are rolul ei, dar chiar nu puteam să le facem noi. Și din nefericire ele n-au fost făcute. Dar cu domnul ăsta cu toate problemele care implică toată treaba asta. Cu domnul Nicușor de-am comunicat? Greu. De ce? E închis în birou, da. E greu, îl găsim foarte greu și n-am niciodată nicio problemă personală. Avem probleme instituționale, chestiuni de rezolvat. Cum adică e închis în birou, vreau să înțeleg. Cum adică e închis în birou? În sensul în care cu cine stau de vorbă îmi spune cam același lucru. Este foarte greu de găsit, domnul primar general. Nu de către mine sau nu doar de către mine. Așa. Mă duc la minister și zic, domnule, vă trebuie chestia asta. Când aud că am ceva nevoie de la Primăria Generală, e... îngropat. Este subiect îngropat. Și le zic, domnule, poate dumneavoastră relaționați mai bine cu Primăria Generală. Nouă ne e foarte greu că tot ce ajunge acolo se blochează. Zice, nu, domn primar, că și noi pățim la fel. Și nu e o chestie singulară. Cu cine stau de vorbă îmi spun aproximativ același lucru. Este inadmisibil, de exemplu, ne-au desfințat puzul de sector. Foarte bine. Pe o ticăloșenie. Neadevărată. N-ar o să discutăm acum că nu, probabil că nu e tema neapărat a discuției. Dar am generat 4 puzuri care zic, domnule, vom aproba cu celeritate pentru puzuri generate pe zone pentru a dezvolta orașul și pentru nu a bloca zona urbană și a reglementa, că la ora asta suntem dereglementați în București. Apropo, și PUG-ul care oricum e expirat de 20 de ani, mă rog, e de tot acum 20 de ani, este expirat de multă vreme.
Este anulat în primă fază, în instanță. Anulat. O să punem brazde de ceapă în București, domnul Turcescu, că nu mai poți construi nimic. Dom'le, eram eu consilier general acum 6 ani de zile, pentru o scurtă perioadă, e adevărat, și tot despre PUC discutam. Nici acum nu s-a rezolvat? N-au făcut nimic. Incredibil. Au zis că vor rezolva cu prioritate puzurile pe care le vor genera primările de sector. E posibil ca mai bine de 6 luni de zile cerem aviz pe niște puzuri și ni se spune permanent că da, e adevărat că se mișcă foarte prost, dar că nu e gata și că nu ne pot da avizul, că nu, de-alea nici măcar nu sunt în stare să ne spună, domnule, uite, puneți, domnule, moschei. Noi ne propunem, asta e viziunea municipalitatea, să puneți moschei cu minarete. Bine, mă, vă punem moschei cu... Vrem să puneți nu știu ce clădire de... Nu știu ce vor dân și să facă. Da. Domnule, cu turnulețe. Să ne ceară ceva, să aibă o viziune. Dar să o aibă. Nu au nimic. Singura chestiune și pe mine ce mi se pare absolut anormal, nu că le face, că se laudă cu ele... Ca... Se laudă că n-a promovat niciun puz. Ăsta este motivul pentru care s-a blocat în momentul de față dezvoltarea imobiliară în tot București, nu? Asta e unul din motive. Și pentru care dezvoltă condamnă acest oraș la dezvoltare haotică. Pentru că fiecare încearcă să găsească o portiță să facă ceva. Pe bună dreptate, domn Turcescu, astăzi când discutăm, în fiecare an, da, mii de locuințe ar trebui evacuate din București pentru că s-a expirat durata de viață în siguranță a acelor clădiri. Ele trebuie reabilitate, trebuie consolidate și în fiecare an, că nimic nu-i veșnic pe planeta. Dar iertați-mă, vă referiți aici inclusiv la blocuri? Da. Da. Da? Da, mai ales, nu... Mai ales. Doar mai ales la blocuri, deci da. Aceste blocuri, practic, sunt cu durata de garanții, de siguranță, cum a spus, exact. Da? Exact. Acei oameni ar trebui evacuați. Așa. Și ar trebui să le dăm o alternativă. Chiar mai devreme discutam cu cineva care spunea, dom'le, să construiești atât de mult în acest oraș și cu toate astea crește prețul pe apartament și crește prețul la chirie. Deci e o presiune mare. Sunt mulți cetățeni care, Doamne ajută, vin către București. Pe de altă parte, noi trebuie să satisfacem și nevoia în creștere, pe de altă parte trebuie să le dăm o soluție celor care, iată, ajung în situația în care dumneavoastră, dacă locuiți într-un bloc care are 100 de ani, da, vă spun direct că l-a trebuit consolidat. Ar trebui ca, dacă dumneavoastră nu înțelegeți treaba asta, cineva să vină să vă explice că nu sunteți în siguranță în acea clădire, să vă ofere o alternativă și să vă scoată pur și simplu de acolo. Asta e normalitatea. Și consolidarea să se facă pe banii cui? Asta e o altă discuție. Dar complicată, trebuie să admiteți. De acord. Rău, da. De acord. Da. Bun. Ok, cum blochezi tu tot ce înseamnă zona de construcții? Să nu mai discutăm de faptul că, iată, ne aflăm într-o criză multiplă, energetică, sanitară, iată, sociopolitică, cu război la graniță și așa mai departe. Cum îți permiți tu să blochezi un motor, cel mai mare motor de dezvoltare economică pe care l-a România, și anume zona de construcții. Pentru că acest domeniu generează cea mai mare dezvoltare pe orizontală în economie. Absoarbe locuri de muncă, generează dezvoltare. Și tu blochezi tocmai capitala țării. Dar ne ducem în Guinness Book. Ați avut o discuție totuși cu primarul general în chestiunea asta? Adică totuși un primar de sector, primarul unui orășel mai mic, da? Și sunteți 6 la număr în orașul ăsta, da? Ați avut vreo discuție, să vă adunați la o masă, spuneți, domnul primar general, ce facem? Care e viziunea dumitale, domnule? Domnul Nicu Șordan, ce vrei, domnule, cu blocarea asta a Bucureștilor? Care este planul? Îl blocăm pe un an, pe doi, pe trei, îl blocăm a la lung, pe un deceniu, nu se mai construiește nimic? Nu se poate, eu nu refuz să cred că n-ați avut un astfel de dialog, n-ați avut niciun fel de răspuns de la primarul general al capitalei pe o temă ca asta. Este foarte complicat pentru noi, domnul Turcescu, să inițiem acest dialog. De ce? Pentru că nu-l găsim. Nu se poate. Dar iată... Mergem împreună, domnule, scoatem cu trompetele de la primărie. Haideți. Păi cum? Haideți. N-aveți deci... și dumneavoastră. Luați 50 de cetățeni dumneavoastră, 50 eu, 50 ăla de la 6, prietenul domnul Ciucu, nu știu ce. Mergem la înconjurăm primăria. Când iese, îl sechestrăm, îl întrebăm. Ce să, păi ce să faci altceva? Corect. Revin. Revin. Dar așa. Întâlnirea a avut loc. A ajuns instituțiile centrale, ministerele, să se sperie de faptul că Bucureștiul intră în colaps și să ne convoace dânsii la întâlniri la minister, pe diferite teme, inclusiv pe partea de urbanism, unde ne-am întâlnit la MDRAP, ne-au convocat acolo
Și unde a venit a să ne ridice din numeri, să ne spună că în 2 ani de zile a reușit să regleze cât de cât cu contractul, contractul care este între o entitate, statul român, adică primăria, și Universitatea de Arhitectură Ion Mincu și Urbanism Ion Mincu, care este tot statul român. Și că exista o nu știu ce și opinii și, și a durat 2 ani de zile să ne dumirim referitor la un contract. Păi dacă a să muncești la un pug, domnul Turcescu, păi dacă ți-a luat 2 ani de zile ca să te dumirești tu de contract, păi acum trebuie să furnizezi date către cei care trebuie să facă acest pug. Mă îndoiesc că e în stare actuala primărie generală să livreze acele seturi de date de care au nevoie specialiștii pentru a genera un pug valabil pentru anul 2022, o capitală europeană. Deci, să recapitulăm, București, în momentul de față, este un oraș totalmente blocat, da, din perspectivă imobiliară. Adică nu se construiește nimic, nu se întâmplă nimic, toată lumea este... Corect. Din nefericire, adevărat... E derutată, da? Aici nu se întâmplă absolut nimic. Asta mai, mai grav decât atât. Așa. Noi, prin PUZ... Da. Scosesem zonele poluante, zonele de industrie grea din București. Pentru că, la un moment dat, zona Republicii, Faur, da, de exemplu, da. Era în afara orașului. Uh-huh. Orașul a crescut. Acum, platforma Republicii este în oraș. Sigur. Nu are ce căuta acolo industrie poluantă. Nu are ce căuta. Nu avem de ce să facem tancuri și tractoare în oraș, că nicăieri în lumea civilizată nu se întâmplă treaba. Încă se mai întâmplă asta pe platforma de la Republica? Din nefericire, da. Da? Și alte industrii periculoase și poluante. Alte industrii. Noi prin cum, domnule, în orașul în care se vorbește că e nevoie de mai multe parcuri, de mai multă verdeață, de mai știu ce, noi tolerăm chestia asta? Nu e nicio reglementare, domnul Turcescu, care să le ceară ca într-o perspectivă de timp să se mute. Asta făceam un puzzle pe care tocmai l-au desfințat. Știți de ce l-au desfințat? Mm-hmm. Că vezi, doamne, Negoiță betonează spații verzi. Mm-hmm. Ceea ce este o mare minciună. Dacă e cineva care să genereze spații verzi, apoi e Negoiță la 3. Și nu e nevoie să o credem pe cuvânt, e nevoie să o luăm pe jos, că la 200 de metri sectorul 3. Îl înverzim complet, din ce în ce este mai verde. Dar, din nefericire, cei care au făcut PUU, acum 20 și câți ani l-au făcut, anumite cartiere construite, cartiere existente de acum 100 de ani, da, le-au pus în PUG, în V, domnul Turcescu. Uh-huh. I-au nenorocit pe acei oameni, pentru că noi acum... case construite acum 100 de ani, ce spuneam mai devreme? Necesită consolidare, necesită Corect. Reabilitare. Nu-i putem autoriza domnul Turcescu să-și repare propria casă, da, pentru că sunt în V. Pe bună dreptate vin către noi că noi îi autorizăm să le dăm autorizație de construire. Și nu putem. În PUZ, noi am reglementat treaba asta. Oameni buni, de la mediu, bă, veniți să vedeți, oameni buni. Sunt cartiere vechi reglementate în V. Haideți să le reparăm. Cei de la mediu au înțeles. S-au dus în instanță că am nenorocit, că nenorocim, că vrem să construim, să betonăm, omorâm Bucureștiul. Ceea ce dânsii... Asta e o ticăloșenie, pentru că eu nu cred că dânsii nu știau. Dar ca să facă scandal și să-l vopsească pe Negoiță Negru, au făcut această ticăloșenie. Și vă dau 10 de astfel de exemple. Ieri, miercuri, am avut audiențe cetățeni care m-au spus, domnule, zice... E construit totul la noi și nu de ieri de astăzi. Vreau și eu să-mi fac, am o parcelă de teren moștenire de la mama. N-am unde să stau. Vreau și eu să fac. Dom'le, zic, vă rog frumos? Nu. Păi zice, unii și-au făcut, zice, că și-au sunt în lucru. Da, zice, că au profitat de PUZ când era în vigoare. A prins alte vremuri, da. A prins un PUZ corect. Uh-huh, uh-huh. Astăzi nu mai pot să vă dau nimic, pentru că astăzi nu mai avem nimic. Da. Din nefericire. Mă bucur foarte mult că avem dialogul ăsta, pentru că în felul ăsta, în momentul de față, sunt foarte mulți dintre cei care cred că poate nu înțelegeau ce naiba se întâmplă cu Bucureștiul, de ce e blocat, și află nu din gura unui jurnalist, nu din gura unuia care, nu știu, poate are ceva cu Nicu Șordan, ci din gura unui primar de sector. Eu vreau să iau pe toți primarii de sector aici în platou, inclusiv pe doamna Cotril Darman, cu care de la distanță așa n-am o relație prea bună, aș putea spune că e una destul de încordată, dar o aștept în oricând în platou. Nu vreau să înțeleg ce se întâmplă cu orașul ăsta. E o nenorocire. Vin și eu cu o întrebare. Nu se înțelege că am ceva cu Nicușor, dar că n-am nimic, n-am nicio problemă, tot respectul primarul general, nu Nicușor în sine, nu e vorba despre Nicușor. Nicușor e, putem să bem cu el o beră după ce se termine mandatul. E Nicușor Dan, cetățean al Bucureștilor. Noi vorbim despre primarul general, care e o instituție. La fel cum primarul de sector azi îl cheamă Negoiță Robert, acum niște ani îl chema Negoiță Liviu. Asta e, sunt oameni care ocupă niște funcții. Funcția, despre aia este vorba. Dar vreau să înțeleg și un lucru.
era să-mi rup piciorul. Acum o iarnă sau două, nu mai țin minte la un moment dat, s-am spart și capul pe sectorul pe dumneavoastră pe aici, la pe sectorul 3. Ați spus pe trotoarele de pe bulevardul ăsta care duce Unirii. de la Unirii, de la Fântâni spre Piața Alba Iulia, niște mizerii de dale lucioase, cum dădea un pic de ger la un moment dat sau se întâmpla o chestiune, nu eram, închipuiți-vă, încălțat în vreun pantof din ăsta de studio de televiziune, eram cu bocanci. Am zis că îmi rup piciorul, îmi spar capul, am alunecat, mă rog, am căzut în fund. Asta este ideea. Cine are ideile astea crețe să pună la un moment dat pavaj din ăsta lucios într-o zonă în care se presupune că și iarna mai circulă lume? Vreau să întreb pentru că sunt cazuri pe care le-am văzut și în alte orașe, ba și în alte sectoare din București. Cum? Constructorul ce are în minte? Nu constructorul, pentru că acolo e pe un proiect cu specialiști care au avizat o anumită soluție. Și mi s-a explicat că acea pătrățică lucioasă, nu-i pavajul lucios, ci este o pătrățică lucioasă care dă un aspect deosebit întregului pavaj, întregii zone, și care mi s-a spus așa că, domnule, e lunecos, dar talpa piciorului este mai mult decât dublu față de acea părticică lucioasă și că, așa cum spuneți dumneavoastră, sunt zone cu mari pretenții din lumea asta unde e pavajul integral din acel pavaj lucios și că niciodată talpa nu o să calce doar pe acea pătrățică, ci va prinde și de partea cealaltă care are o aderență mult mai bună, faceți mult mai mare. Faceți cunoștință mie cu ăsta care era șeful de proiect, să-l iau la iarnă, să-l alerg puțin de acolo, să-și calculeze el așa pătrățică cu pătrățică, să-l văd sărind așa la un moment dat de pe o pătrățică. Hai domnule, a fost un dobitoc, trebuie să admiteți chestiunea asta. Vorbesc foarte serios, deci ele trebuie schimbate. Își rupe lumea picioarele, nu sunt singurul care, după ce am povestit pe Facebook ce am pățit, că am zis și eu, domnule, era să-mi spar capul, să-mi rup piciorul, slavă Domnului că a scăpat, au sărit o grămadă de cetățeni care mi-au spus și noi, și eu la fel, și eu nu știu ce, și cu tare. Întrebați-l pe Negoiță. Uite că v-am întrebat, ca să nu zică lumea că n-am luat în calcul și chestia asta. Poate vă gândiți. E cam jale. Am încercat mai multe variante, mai multe soluții, nu ne-am oprit din căutare. Bulevardul Decebal, pe care l-am reabilitat relativ recent, și alte bulevarde, n-am mai folosit nicăieri această soluție. Și vedem în ce măsură putem să o îmbunătățim și pe aceasta. Plecăm de la premiza că da, într-adevăr, mai greșim și noi că nu suntem perfecți. Fiți atent aici. Asta este chiar o durere mare a întregului oraș. Cineva zice așa. Întrebați-l ce zice pe domnul primar și care este afacerea din spatele acestei invazii de festivaluri în mijlocul orașului. Da? Și în mijlocul arealelor ăstora. Te trezești la un moment dat că montează unul o scenă, da? Într-un loc în care mai locuiesc și oameni, mai dorm și copiii mici și începe un bumții, un din ăsta. Că e în centrul orașului, că e în sectoare. Care este toată... De ce aprobă primarii desfășurarea unor astfel de evenimente în cartier? Chiar nu mai sunt ăstea, amfiteatre, în parc, pe nu știu unde. De ce se întâmplă treaba asta? Mi s-ar părea incorect să comentez eu activitatea celorlalți colegi. În sectorul 3 nu cred că avem astfel de probleme. Nu am autorizat în afară de parcul Iore, care e o chestie mare, mare și de mod normal n-ar trebui să deranjeze prea mult. În afară de activitatea culturală de acolo, eu nu știu să existe alte activități de genul acesta în sectorul 3. De aceea, repet, îmi e foarte dificil și mă abțin să fac comentarii referitor la activitatea celorlalți Bine, colegi. Uite, primar de sector nu, dar aici o luăm cu primăria general, nu, că nu e vorba doar de Nicoșoară. Înțeleg că în parcul Izvor se cere aprobare pentru ca în acest parc Izvor să existe, care e aici, în mijlocul buricul târgului, să existe tot suiul de manifestări. Repet, tot cu scenă, cu bumții, cum s-au mai ținut de altfel. Da? Sigur că unii ori să spun, ce e, domnule, magazinul Unirea, e mai nu știu ce, e casa poporului, nu deranjează pe nimeni. Ba da, fraților, pe cheiul Dâmboviței sunt blocuri și la blocurile alea, vă place, nu vă place, câți ori mai trăi și câți ori mai locui, dar locuiesc în continuare oameni. Adică e o demență întreagă. Atât de mulți decibeli ca în orașul ăsta numit București, eu nu cred să fie auzit pe nicăieri. Am locuit, ba chiar am stat perioade lungi, a spune, de timp și în alte orașe ale lumii, da, la nivel de săptămâni, poate chiar luni de zile. Dom'le, mai puține claxoane, mai puține mașini, motociclete care duduie, bumbuie, muzică nu prea tare. Adică lumea încearcă să se respecte așa un pic. Nu vi se pare că e un oraș foarte zgomotos? Din nefericire,
sunt de acord cu dumneavoastră. De aceea, de exemplu, noi am reabilitat hala la minor. Deci o chestiune, sper că știți despre acest proiect. Da. Este un proiect de suflet al nostru de la sectorul 3, unde tocmai încercăm să avem astfel de activități, pentru că sunt în interior și vibrația se oprește în interior, deranjăm mai puțin afară, pe de o parte, pe de altă parte și controlăm partea de climatizare, pentru că organizezi un concert și se poate întâmpla să plouă, chiar dacă e august. Corect. Și ce faci în momentul ăsta? Dar, bun, când e vară, totuși avem soluții, chiar dacă ne riscăm. Problema este că în acest oraș nu poți organiza concerte mari în perioada rece. Deja de prin octombrie, noiembrie, te riști prea tare să-l faci afară. Și nu se mai fac evenimente în București, ceea ce noi ne dorim, să avem și activitate culturală în București. Avem nevoie de cultură, domnul Turcescu. Avem nevoie să ieșim undeva, să refulăm. De acord. Avem nevoie de astfel de evenimente, de astfel de activități și de astfel de atracții, nu doar pentru noi. Haideți, domnule, să vină și alții să vadă ce oraș frumos aveți, să-l facem să fie frumos. Păi nu făcurăm noi, ca să zicem, ca Olteanu, dar am refăcut 23 august, domnule, dita mai stadion, am băgat o căruță de bani în el și așa mai departe. Și așa fotbal nu prea mai avem. Duceți-i, domnule, să bumțe, să țumțăie pe 23 actualmente Arena Națională, să bumțe, să țumțăie acolo cât s-o putea. Nu e niciun fel de problemă. Ne întoarcem, dar fiți atenți. După pauză, ca să aveți timp să vă și gândiți. Vreau să știu așa. Dacă veți candida la Primăria Capitalei, vreau să știu ce părere aveți despre această demență care începe de luni. De luni 15 august, bucureștenii vor umbla cu bâta de baseball, cu punga cu făină, că se vor bate pe locul de parcare. Va fi demență. Noul regulament al parcărilor din București va isca ceva de lucruri de neimaginat. Vom vedea filmări pe Facebook de neimaginat. Și mai am câteva întrebări, dar după publicitate. De luni începe o nebunie în București, în ciuda asigurărilor pe care le dă primarul Nicușor Dan, că așa trebuia sau că nu mai contează. Ideea e că povestea cu locurile de parcare în București de luni înseamnă o nebunie întreagă. Vă spun doar un singur exemplu, pe care l-a discutat mult și Ion Cristoiu. Domnul primar, pentru ăștia care locuiesc în centrul Bucureștilor, da? Nu s-a dat nicio hârtiuță ca și ei dreptul ca riverani la un moment dat, dar să aibă un loc de parcare. Li s-a spus de la început că trebuie să ia de acum încolo abonamente pentru parcare, pentru locul de parcare, plus că e o demență întreagă. Nu-i valabil abonamentul chiar dacă ți-ai luat decât noaptea, de pe la 11 noaptea până pe la 7 dimineața. Ce-o fi gândit chestiunile astea cu locurile de parcare? Pentru că ăștia fac ceea ce s-a întâmplat pe vremuri la un moment dat. Au venit, au tras niște dunși cu albastru pe niște spații deja existente, n-au construit absolut nimic, vorbește de la Primăria Generală și au zis de azi înainte, pe locul ăsta trebuie plătit, domnule. Da? Și asta? Adică... Ce o să facem? Să ne luăm la umor pe un loc de parcare? Să vă dau și o perspectivă personală a acestei povești. Locuri de parcare, domnul Robert Turcescu, locuri de parcare reabilitate de Primăria Sector 3, care arătau jalnic. Așa? Vi le-a luat tine... Au venit dânsi și au dat cu, au băzgălit cu vopsea albastră pe ele. Așa? Și au pus un cetățean, domnul Turcescu, păi când am votat pe Nicușor Dan, am zis că votăm modernizarea orașului. Că votăm tehnologizarea orașului, că votăm progresul orașului. Cum e posibil, domnul Turcescu, astăzi, când noi nu găsim să ne angajăm oameni la poliția locală, da, când noi nu găsim oameni să ne angajăm șoferi pe camioane și pe ce avem noi nevoie, sau la sistemul, niște instalatori să-i punem să ne repare sistemul de aspersie sau să mentenanță pe sistemul de aspersie sau la cosit iarbă, să blocheze sute de oameni, să le pună o poșetuță din aia, să stea să încaseze taxă de parcare, domn Turcescu. A, aveți dreptate, că păi, da, la e... noi nu s-a putut face cu SMS, cu... Ăsta e primarul progresist al României. Asta înseamnă tehnologizare. Mm-hmm. Păi, dar care e diferența între Evmediu, domn Turcescu, și ce se întâmplă azi, 2022, într-o capitală care se vrea europeană? Repet, că dacă nu era de treabă în orașul ăsta, ai un primar, dă un loc de muncă, mănâncă și eu pâine acolo. Ineficient, evident. Uh-huh. Repet, nu avem să angajăm pe niciun fel de categorie
N-aveți oameni. Pe această penurie, exact, da. Că da. Nu e forță de muncă, exact. Tu ca primărie generală îți permiți să-ți bagi joc de o resursă umană în halul ăsta, când avem sisteme ieftine și eficiență de managementul parcării. Este strigător la cer. Pui un SMS, există mașini pe care noi le avem, pui o mașină electrică din astea care nu poluează, costă 2 lei să circule prin oraș, are o cameră 360 de grade pusă, montată sus, cu tehnologie în ea, conectată la sistem și spune în timp real orice mașină care nu și-a plătit. N-am nevoie de sute de oameni buni de muncă pe care să-i pun în direcția economică, în spitale, în școli, în zone utile unde să producă plus valoare. Nu blochezi, repet, sute de oameni, poate că peste 1000, în loc să pui o tehnologie mult mai sigură, mult mai eficientă și care ne costă pe fiecare dintre noi mult mai puțin. Iar banii pe care îi încasezi, în general, nu foarte mulți, ci sustenabil, pentru că avem parcări. Îmi explicați și mie, domn Turcescu, de acord, acolo unde e supraaglomerare, da. Normal că taxezi ca să echilibrezi piața. De acord. Dar avem zone, cum e Mircea Vodă, unde parchează 2-3 mașini pe zi, că n-au unde se duce, că să se îngroapă aia de gunoi, tot a primăriei generale, care a explanat de unde noi am intrat să facem curățenie. Și ne-au amendat și ne-au amenințat cu dosare penale și cu așa mai departe, că n-am văzut voie, că nu e zona noastră de atribuție. Și n-au oameni unde să se ducă. De ce să parcheze acolo? Dar eu, un cetățean verde ca bradul la 30 de ani, care stă cu posetuța și arde gazul toată ziua, plătit de mine și de dumneavoastră, domnul Turcescu. Nu, l-am și văzut acum și în fața ochilor, cum să spun așa, dar și l-am văzut și înainte de a intra în emisie. Domnul Turcescu, 3-4 pe aici, pe lângă... Unde-i progresistul, da, pe care l-am votat? Nu știu, domne, unde e sărana. Mă întrebați pe mine dacă asta nu l-ați văzut pe Nicușor Dan. Înțelegeți? Nu puteți să intrați la el, dumneavoastră primar de sector. Eu sunt Turcescu de la B1 TV. Și să-mi răspundă mie Nicușor Dan. El merge la niște televiziuni unde este alintat așa și ni se spune ce minunată chestiune ați făcut, domnul primar, că reușiți cu locurile de parcare. Ce reușiți? Domn Turcescu, știți câte parcări s-ar face în orașul ăsta din salariile alea plătite degeaba acestor sute de oameni? Știți câte parcări? Multe. Vă duc să vedeți parcarea, da, de la Decebal. E bine, cred că banii care se cheltuie pe salariile unor oameni care au soluție. Avem ce le da de treabă. Domn Turcescu, chiar avem, repet, nu avem resursă umană în România. Avem de mâine ce le da de treabă în altă parte și banii aia. Hai să nu mai dăm niște salarii inutile. Haideți să facem parcări ca cea de pe Decebal în tot orașul ăsta sau în cât mai multe zone. La al câtelea mandat sunteți? Al treilea? Al treilea. Al treilea mandat. Da. Gata, cred că e suficient, nu? Da, de acord. Așa, cu, da? Dumneavoastră. Adică, da. Dar stați puțin. Da, candidați la primăria capitale? Stai. Hai să o pune formulez atunci. Eu cred că 3 mandate de primar, de oraș, de sector, de ce înseamnă, pentru orice care vrea să demonstreze ce a demonstrat, bun, ok. Nu credeți că orașul ăsta trebuie să intrați într-o competiție, nu știu dacă veți câștiga, dacă ați intra. Dar o competiție cu oameni care totuși după ce au gestionat un sector, adică mi-aș dori să văd o competiție la viitoarele alegeri generale între oameni care au gestionat un sector, au gestionat un oraș. Uite, eu aș vedea, de exemplu, o competiție cu candidatul nostru care a fost primar la sectorul 3. Poate vine să candideze la București unul ca Boc. Uite, vine și candideze. Ce, domnule, Clujul e atât, am reușit acolo, vreau să gestionez treburile din capitala numită București. Și, nu știu, Ciucu de la 6, ca gestiona și ea, nu faceți un pas mai departe? Deci, domn Turcescu, cel mai mare argument este acela că de fiecare dată am spus și am confirmat prin viața reală că nu mă interesează chestiunea asta. Și mai mult decât atâta, nu e asta direcția corectă. Direcția corectă nu e să mă duc eu la primăria generală, ci direcția corectă este ca să vină de la primăria generală către primările de sector cât mai multe atribuții, ca de exemplu termia. Cred că iluminatul public, pentru că s-a demonstrat practic în viața reală că primările de sector sunt mai capabile să gestioneze mai bine lucrurile decât primăria generală. În consecință, este un trend nu doar la noi aici, ci e un trend în toată lumea civilizată care se numește subsidiaritate. Corect. Adică să duci decizia cât mai aproape de cetățean. Ori primăria de sector se vede din avion că e mult mai aproape de cetățean decât primăria generală. Astfel încât cred că demersul corect este, repet, ca atribuțiile să treacă atâtea cât pot fi ele. De exemplu, transportul public nu poate să treacă la sectoare niciodată.
Sunt anumite aspecte, de exemplu, deratizarea și dezinsecția. Care nu-i corect, trebuie să rămână la general. Nu-i corect să ajungă la sectoare, pentru că sunt chestiuni care privesc tot orașul. Dacă vreți, părerea mea, ar trebui să fie o zonă metropolitană care să gestioneze chestiunea asta. Și pe dezinsecție, și partea de transport în comun și așa mai departe. Am deschis. Dar toate celelalte ar trebui să treacă la sectoare. Asta este sensul corect. Așa văd eu dezvoltarea viitoare a acestui oraș. Da. Mulțumesc pentru participarea în ediția de astăzi. Vreau să-i anunț pe toți că v-am propus în pauza de publicitate să facem câteva episoade despre ce, măcar câteva episoade despre ce înseamnă astăzi gestionarea Bucureștiului. Vreau să fac aceste episoade pentru că aveți experiența deja, cum spuneam, sunteți la al treilea mandat. Asta înseamnă mult. Pentru cine nu înțelege cum e cu administrația publică, ar trebui să priceapă că înseamnă deja foarte mult. Să ai 10 ani de zile în administrație publică la nivel de primar de sector, înveți și măruntaiele măruntaielor, ca să spunem așa, într-un sector. Mulțumesc, domnule Negoiță. Și vă mulțumesc mult și cu mare drag oricum. Vă aștept în continuare în emisiunea Sub semnul întrebării. Ne întoarcem, doamnă și domnilor, la fix cu Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. O să fie o oră foarte tare de la fix. Nu o ratați.